Făgăraș Fest, festivalul naturii și al comunităților locale. Timp de 3 zile, toți cei prezenți au avut parte de excursii ghidate, mâncare tradițională și muzică pe cinste. Făgăraș Fest, muntele cum nu l-ai mai experimentat. Echipa Geoparc Mehedinți pentru prima dată a fost formată din 3 băieți și o fată, echipă condusă de muntomanul Costi Băleanu. Ce este Făgăraș Fest? Festivalul naturii și al comunităților locale, un festival care promovează unicitatea și frumusețea munților Făgăraș, importanța ariilor protejate din România, un festival care atrage atenția asupra protejării celor mai întinse păduri sălbatice de pe continent în beneficiul oamenilor și al naturii. În perioada 5-7 august am participat în calitate de partener la Proparc Adventure 2022 din Munții Făgăraș, unde am asigurat desfășurarea probelor speciale de la o parte din punctele de control. Traseul a fost aproximativ de 250 de km cu diferite probe și anume bicicletă, caiac, înot, trekking, alergare montană și probe speciale ce au pus concurenții în postura unui turist aflat într-o arie naturală protejată. Geoparc Mehedinți Adventure Team a fost echipa ce a reprezentat județul Mehedinți. S-a terminat traseul cu un timp onorabil. Echipă formată din mehedințeanul Costi Băleanu, Mihaela Vasile, Ovidiu Pintican și Florin Pintican. Pe această cale felicit organizatorii, echipele participante și îi așteptăm în zona munților Mehedinți pentru eventuală organizare a evenimentului Proparc Adventure. Timp de 3 zile, toți cei prezenți au avut parte de excursii ghidate, mâncare tradițională, târg de produse locale, muzică bună, activități culturale, ateliere pentru copii, dezbateri tematice, competiție sportivă și nu numai. Evenimentul are un impact minim asupra naturii și maxim asupra dezvoltării durabile a localnicilor și este organizat în cadrul proiectului Crearea unei rezervații de natură sălbatică în Carpații Meridionali, România, cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene.